Ciao și bine ați venit pe canalul meu, mă numesc Ralu. Astăzi am făcut aceste rulouri cu Nutella, banană și date prin ou. Sunt foarte delicioase, uitați cât de bine arată, cât de pufoase sunt. Aveți nevoie de pâine albă, pâine tost, este mai ușor de mânuit. Tăiem coaja jos. Vom pune 3 felii de pâine pe care le vom lipi una de alta. Întindem Nutella pe toate feliile de pâine. Apoi adăugăm feliile de banane. Am tăiat felii subțiri de banane. Rulăm cu grijă. Uitați cât de ușor se rulează și le așezăm într-o tavă unsă cu unt. Continuăm la fel. Așezăm 3 felii de pâine, le lipim una de alta. Pur și simplu presăm cu degetele și se vor lipi. Apoi adăugăm ciocolata. Ungem cele 3 felii de pâine. Uitați cât de simplu, cât de ușor. Adăugăm bananele, feliile de banane. Rulăm. Uitați cât de ușor se rulează. Și le punem într-o tavă unsă cu unt. Apoi vom pune într-un bol 2 ouă, 20 de ml de lapte scorțișoară, amestecăm foarte bine și vom turna peste rulouri sau chiar le vom răsuci prin ou, prin compoziție. După ce am turnat peste ele, le-am și rulat prin ou. Le punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, aproximativ 20 de minute. Pentru sosul de zahăr aveți nevoie de 40 de grame de zahăr pudră, 2 linguri de unt topit, esență de vanilie, amestecați foarte bine până devine un sos mai grosuț. Îl vom turna peste rulouri deasupra. Atenție, trebuie servite cât sunt încă calde, deoarece ciocolata este topită înăuntru. Uitați cât de bine arată și cu acest sos deasupra. Este super delicios, ușor de făcut. Nu uitați să dați un like la acest canal și să vă abonați. Pa, pa!